Dragi telespectatori, am revenit în studio la București, aproape de tine, în continuare cu doamna Gabriela Ionescu, invitata din această seară. Și de la Casa Experimentelor ne îmbarcăm, dacă pot spune așa, să mergem către Școala Copiilor. Și am să vă întreb, cum ați început acest proiect? Acest proiect, de fapt, a fost începutul începutului ca activitate pe Asociația pentru Formare. Și asta pentru că tot fata mea, ea tot e vinovată. Tot ea e vinovată, într-adevăr. La un moment dat, după ce avea programul zilnic cu activități după grădiniță, engleză de două ori, pictură, teatru, balet, tot felul de activități pe care noi, ca părinți, încercăm să le oferim copiilor, am simțit-o că se risipește, dar ea a fost cea care m-a întrebat, mami, eu când mai mă joc? Da, este, și asta este o problemă, din păcate, nu o spunem cu răutate. Nu. O spunem cât se poate de obiectiv, dacă ne putem permite să spunem așa. Pentru că, într-adevăr, noi ca părinți le dorim copiilor noștri să facă cât mai multe lucruri, să învețe cât mai multe. Da. Dar uităm un singur lucru. Că ei sunt copii. Sunt copii, trebuie să se și joace și atunci trebuie să ne dăm seama, cumva, de timpul pe care îl au și ei, ca și noi, e o resursă clară, limitată timpul, și e important ca să se canalizeze un pic către ce ar avea abilități sau talent. Exact. Și atunci, asta a fost ideea de la care am pornit și am dezvoltat, dacă ați intrat pe site-ul nostru www.școalacopiilor.ro, da, programul despre meserii. Ei bine, acest program despre meserii a deschis ochii multor părinți, multor școli, în sensul în care pot să interacționeze, deci copiii de la vârsta de grădiniță pot interacționa cu specialiști pasionați de ceea ce fac, să afle detaliile unor meserii. După aceea să facă o practică în meseria respectivă, minimă, la vârsta lor, exact, adaptat totul, și să vadă, pot să fiu balerină, pot să fiu zugrav, pot să fiu coafeză sau pot să fiu manager, da, dar contabil. Mi-ar plăcea să fac lucrul acesta. Deci aici e foarte important. Copilul este atras inițial de un costum de balet sau de finalitatea unei construcții extraordinare. Sau am avut copii care au spus că vor să se facă gunoieri. Pentru că le plăcea cum stau gunoierii pe spatele mașinii. Pe bara din spate. Pe bara din spate, da, și că merg cu mașina de gunoi. Sunt meserii. Sunt meserii pe care puțin copii și le doresc de mici. Dar iată că în urma discuțiilor copiii încep să înțeleagă. Nu e chiar așa cum mi-am imaginat. Nu e chiar așa de ușor de făcut. Nu e chiar așa ușor. Sau meseria, exact, respectivă. Exact. Și gândiți-vă la faptul că în familie copiii în general refuză sfatul părinților. Da. Refuză meseria părinților. De cele mai multe ori. De cele mai multe ori. E adevărat. Și atunci te trezești cu întrebarea, bun, și ce o să faci totuși? Trebuie să faci ceva. Ei bine, programul nostru a avut totuși un succes la nivel de liceu. Am avut câteva serii foarte bune derulate în liceele din București, de la clasa a noua. Și asta de ce? Pentru că, într-adevăr, sunt un pic mai mari, ei reușesc să judece, lucrurile altfel. Să înțeleagă lucrurile altfel și sunt oarecum puțin mai pregătiți pentru viață și pentru această întrebare. Totuși, ce să fac eu în continuare? De multe ori am întâlnit copii care de gura părinților au făcut o activitate, dar n-au ajuns să finalizeze. Și aici revenim la ce spuneam la început, că într-adevăr noi ca părinți ne le dorim copiilor să fie bine din toate punctele de vedere, dar uneori ceea ce le dorim noi de fapt ne dorim pentru noi, nu pentru ei.
Și aici e de fapt problema. Pentru că un copil până la, să spunem, 16, 15, 16, 17 ani, într-adevăr, depinde într-un fel sau altul de părinte din punctul ăsta de vedere, a lucrurilor pe care trebuie să le facă și trebuie să-i le spunem să le facă. Dar în momentul în care ajunge la 16, 17 ani, copilul deja ar trebui lăsat să gândească el pentru el ce vrea să facă mai departe. Da, doar că trebuie să aibă și informații. Și informația corectă, exact, bineînțeles, exact. Și să aibă și îndrumare, îndrumătorul, de exemplu, să fie unul bine pregătit. Sigur, acum, dacă stăm să ne gândim la situațiile în care mai mulți tineri au urmat o facultate și au, fie că au finalizat-o, fie că au abandonat-o și au reluat într-un alt domeniu, aceasta sigur se datorează și faptului că la vremea respectivă au fost împinși de la spate sau n-au avut toate informațiile despre meseria în cauză. Noi ne-am dorit foarte mult să oferim copiilor această posibilitate de a se dezvolta frumos. Și din acest program despre meserii, până la urmă, s-au născut mai multe activități. Anume, vă rog. Pe care le derulăm, iată, de 8 ani, cu un mare succes. Aș putea spune că au fost deja prin școala noastră peste 500 de copii. În momentul actual avem o serie de 100 de copii antrenați în diverse forme ale dansului, gimnasticii și handbalului. Acum că tot ați pomenit de dans, am să vă rog să ne povestiți, pentru că vorbeam mai devreme înainte de a intra în direct, de faptul că veți merge în Croația, dacă țin da, minte. Da, copiii noștri s-au calificat cu 6 dansuri la finala mondială din Croația, care va avea loc în luna mai, deci luna viitoare. Ei sunt într-o mare pregătire acum. Sigur, e vorba de o delegație de 11 persoane care ne vom deplasa acolo. Această finală mondială este... Nu e prima oară când ne ducem acolo. Adică anul trecut am reușit să ne clasăm pe podium cu un dans pe locul 3. Asta înseamnă că... La nivel mondial sunteți recunoscuți ca fiind foarte buni. Exact, exact, exact. De asta spun că avem resurse, profesorii care lucrează cu copiii, copiii care vin acolo, părinții care îi susțin pe copii, pentru că toate este aceste foarte activități... importantă și susținerea părinților. Da, toate aceste activități se fac numai cu susținerea părinților. Gândiți-vă la resursa de timp pe care părinții o alocă, ia copilul, du-l, adu-l, stai acolo cu el, mergi la concurs cu el, stai o zi întreagă câteodată. Ne uităm acum la vitrinele de trofee, da. Iată un câștig pe care noi l-am acumulat în ani de zile. Sigur că nu e ușor, nici pentru părinți, dar nici pentru copii. Ei se străduiesc, ei muncesc zi de zi, fac eforturi, ne uităm la grupa cea mai mică, acum au da, câte 4 ani. Da, să le avem și pe, iată, le avem și pe ecran. Da, grupa mică, 4 ani, ei sunt la grupa de gimnastică. Este minunat atunci când reușesc și vin la sală de antrenamente și spun am reușit să fac rostogolirea sau am reușit podul, pot să fac roata, dar am reușit chiar și sfoara. Și iată lucruri care te uimesc. Și trebuie să ținem cont de faptul că acești copilași, în afară de orele pe care le alocă pentru aceste pregătiri, repetiții, antrenamente, au și școală, exact. Unii dintre ei. Exact. Sunt și la grădiniță, dar mai ales cei care sunt la școală, ținând cont de faptul că volumul lor de materie pe care îl au în momentul de față este foarte mare, este un efort și mai mare. Așa este. De a face față. Așa este și apropo de asta, să știți că periodic de 2 ori pe an le solicit carnetul de note și mă uit în carnetul de note și constat cu mândrie faptul că sunt copii foarte buni, foarte buni. Majoritatea au FB, cei din clasele primare, iar ceilalți au medii peste 8,50. Felicitări! Care sunt cei mai mari, ca și vârstă, copiii care îi aveți, de exemplu, la dansuri?
în momentul ăsta? La dansuri sunt copii de 14 ani în acest moment, ca și vârstă. La handbal avem de 13 ani. Nu se duc dincolo de liceu. Ce se întâmplă la liceu e o altă practică și e în regulă. Destul de multe licee din capitală au trupele lor de dans, da, sau de teatru. De teatru, de dans, exact. Și așa este. Și atunci ei își desfășoară activitatea aceasta extrașcolară în cadrul acestor trupe. Da, mai e o problemă apropo de asta și nu dăm nume, că nu asta e intenția, dar de multe ori unele din trupele astea care sunt în liceu nu sunt păstorite de oameni care de specialitate. Sunt profesori cu drag, cu tragere de inimă, cu suflet și cu pasiune, dar nu au expertiză. Și atunci, apropo de formatori, și pe partea asta, dacă vrei să faci ceva, ar trebui să ai lângă tine un om de specialitate. Exact. Un om care să știe cum să-ți îndrume elevul să ajungă, de exemplu, la momentul la care să fie genial pe scenă spunând un monolog. Exact, exact. Instructorii noștri toți sunt autorizați, au făcut cursuri de specialitate în acest domeniu. Și foarte important acest lucru, pentru că ei au metodă pedagogică, exact, de a aborda, bine, nu pot să spun că un profesor de sport nu are metodă, are metodă. Sigur că probabil că are și creativitatea necesară. Dar nu are timpul necesar, pentru că aici, comparativ cu ora de sport de la școală, să spunem, aici ai alocat un timp mai îndelungat de pregătirea unui copil. Exact. Și atunci metoda unui astfel de profesor de sport, cum a spus noastră, la școala copiilor este alta, din funcție de timpul pe care îl are. La o oră de sport pe săptămână, nu prea ai timp să faci ceea ce ți-ai dori să faci, să ajungi la performanță. Și apropo de ora de sport din școli, să ne amintim că anul acesta s-a introdus manualul de educație fizică în locul orei efective. Că există o mulțime de școli care nu au săl de sport și care preferă să nu facă ora de sport. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, dacă pot să spun așa, nu e bine deloc. Nu e bine pentru sănătatea, acestor copii. Am făcut recent un studiu în sectorul 4 și sectorul 3 din capitală. Sunt extraordinar de mulți copii supraponderali. Aceasta se datorează nu numai unui regim de masă... Și sedentarismului până la urmă. Exact. Se datorează ca a treia cauză sedentarismului. Și lipsei acelei săli de sport de care discutăm, exact, și ora efectivă. Și de ora sport. Efectivă de mișcare, de antrenare în tot felul de activități fizice. Ei bine, la noi, la școala copiilor, putem să facem aceste lucruri și le facem întotdeauna cu drag, cu pasiune. Și cu oameni pregătiți. Și cu oameni pregătiți în acest domeniu. Oamenii noștri sunt foști gimnaști, foști dansatori, actuali dansatori care au reușit să dovedească prin rezultatele pe care le-au obținut cu copiii pe scenă că sunt capabili să îi ducă până... Și că au până la urmă acea abordare a lucrurilor, exact, de așa natură încât ceea ce se întâmplă în reacție, în interacțiunea dintre ei și copii să fie aia care trebuie, că altfel, dacă știți cum e, mai ales la cei mici. Da. Mai dai de un încăpățânea care spune eu nu vreau, adică eu nu vreau să fac. Și atunci trebuie să găsești metoda aia prin care poți să-l convingi pe cel care spune nu vreau să facă. Să facă, exact. Păi sigur că sunt foarte multe jocuri pe care noi le-am dezvoltat, mai ales cu copiii mici, și prin care ei nu-și dau seama că fac genoflexiuni sau să învețe să se încordeze. Știți că nu știu copiii să se încordeze? Da. E un joc cu clătitele extraordinar și sunt dornici să facă clătite de fiecare dată. Aici e foarte important, apropo de ce spuneați mai devreme, de creativitatea celui care face acest... lucrează cu copiii. Exact. Aș vrea să vă întreb, apropo de școala copiilor, am discutat un pic și înainte, în prima parte, apropo de partenerii pe care i-ați avut la acel proiect. În acest proiect aveți parteneri instituționali, vorbim aici de exemplu de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, vorbim aici de exemplu de primărie.
de alte instituții care ar putea să vă ajute, poate pentru o transparență, adică în sensul, apropo de ce vorbeam, de acea oră de sport, de exemplu, să poată, de exemplu, să vină aici și să facă, dacă la o școală la care copilul nu este o sală de sport. Da. Aici lucrurile sunt discutabile. Atâta vreme cât serviciile pe care le oferim sunt contracost și sunt contracost, inspectoratul nu poate să ne promoveze acest gen de activitate. Și înțeleg limitarea respectivă, pentru că e clar, da? Nu este un serviciu oferit gratuit. Putem spune că avem niște resurse foarte bune pe care le-am închiriat de la primăria sectorului 4, de unde avem noi sediu, această sală de sport minunată, în care ne desfășurăm activitatea alături de alte cluburi care desfășoară și ele activități de altă natură, dar tot sportiv. Și acesta e un câștig. Da. Faptul că ai acces într-o sală care este dotată cu așa cum trebuie, echipată cu tot ceea ce trebuie și cu condiții foarte bune de antrenament. Dar în rest pot spune că am avut ca și inițiativă un parteneriat cu Direcția de Protecție a Copiilor de la sectorul 4. De la sectorul 4, prin care am avut alături de noi copii din centre de plasament. Ei bine, acestora le-am oferit gratuit participarea la antrenamente. Sigur că au fost selectați cei care puteau să participe da, da, da. În acest domeniu și personalul de acolo, printr-un sistem de stat de voluntariat, îi aducea la antrenamente. Trebuie să revin un pic la handball. Da, în momentul de față avem un parteneriat cu o asociație, Asociația Linfield, care ne-a adus doi copii la handball, care sunt extraordinar de talentați, printr-un proiect, proiectul gestionat de ei, Ajungem Mari. Ei ne achită taxele acestor copii pentru antrenament. Știu proiectul, că l-am urmărit și eu pe Facebook și am văzut că fac o groază de lucruri prin proiect. E foarte interesant. Da, e foarte interesant și bravo lor că, uite, s-au gândit la copii care au înclinație către acest sport și nu-și pot permite, normal, fiind din centre de plasament. Și ei vin regulat, tot cu ajutorul voluntarilor lor, la antrenamente, participă la meciuri, sunt foarte încântați. Mi-aduc aminte că s-au mutat băieții din centrele de unde erau cazați și s-au mutat atât de departe, undeva în sectorul 2, și le-a propus să-i mute de la clubul nostru, să-i mute în altă parte, unde să facă tot handball. Și băieții au spus că în niciun caz, pentru că ei s-au atașat inclusiv de antrenori, dar și de colegi. Și că nu vor să plece. Da, și-au format, efectiv, se simt ca în familie acolo. Până la urmă, lăsăm la o parte partea asta de rigurozitatea a unui antrenament. Lăsăm la o parte, să spunem, toate aceste proceduri, cu ghilimele de rigoare. Ca să poți să clădești ceva, trebuie să ai, în primul rând, ai nevoie de o echipă foarte bine conturată. Mai departe, trebuie să fie ca o familie. Pentru că altfel lucrurile nu se dezvoltă și nu se duc acolo unde îți dorești, de fapt, să le duci. Exact. Mai ales că vorbim la un anumit moment, într-un segment chiar de copii cu mici probleme. Vorbim de cei care stau în centre de genul acesta, care au anumite... Da, am avut o experiență cu ei, că vorbeau într-un fel. Exact, exact. Și atunci trebuie să știi cum să faci lucrurile astea de așa natură încât să poți să-i integrezi, să-i atragi către tine și să-i și ții acolo. Exact. Și asta contează foarte tare. Până la urmă, asta înseamnă să fii un pedagog foarte bun, indiferent că vorbim de handball, că vorbim de dans, că vorbim de orice altceva. Și revin încă o dată. Asta este o formă de educație pe care ar trebui cei care sunt în măsură să facă lucrul ăsta să le ia în calcul. Nu neapărat cu dumneavoastră, dar la modul general. Ar trebui găsit alte abordări, pentru că, repet, toată lumea evoluează. Societatea evoluează. Societatea este în plină mișcare, este o chestie organică. Inclusiv educația este un lucru organic. Nu este un lucru fix, ca un stâlp.
Da, gândiți-vă, copiii venind la activitățile sportive sunt cel puțin 4 ore pe săptămână în sala de sport, lucru care le aduce clar... Un aport de sănătate până sănătate, la urmă și de dezvoltare. Da? Aici am vrut să ajung la sănătate, pentru că unii sunt mai plinuți, alții poate mai se mișcă mai greu sau au deficiențe puțin la mers. Ușor-ușor ei învață, se adaptează și reușesc să se dezvolte frumos, da, și armonios. Exact. Și dacă faci lucrurile astea de la o vârstă frage, de 4-5 anișori, și chiar într-adevăr există o problemă, aia se poate remedia în timp. Dacă te ții, bineînțeles, de ceea ce trebuie să faci, tu ca copil vorbind, și există cineva lângă tine care te poate îndruma corect. Exact, exact. Aici este un lucru important. Acum, legat de problemele care pot să apară la nivelul unei echipe de dans, să zicem, sunt cele legate de, ca și într-o clasă, de fapt, formarea unor bisericuțe. Da. Da, și mai ales la vârsta asta. Exact, și lucrul acesta, în general, noi încercăm să-l desfacem și să nu existe, nu prin forță. Organizăm periodic întâlniri cu toată trupa și ieșiri fără neapărat un scop anume. Da, da. Ieșim la o înghețată, ieșim în parc. Sigur, în weekendurile în care nu avem concurs. Da, tocmai în ideea de a scoate în afară bisericuțele și de a forma, de a coagula exact echipa și familia respectivă, dacă e... Exact, exact. De asemenea, organizăm o dată pe an un cantonament în care ne deplasăm în afara Bucureștiului și acolo echipele pe care le facem se intersectează, deci handbal, gimnastică, dans, sunt o mulțime de jocuri pe care le-am creat pentru copii, care se derulează efectiv pe echipe și echipele sunt interdisciplinare, astfel încât ajung să se cunoască cu toții. Deci cantonamentul nostru este reuniunea întregii școli, de fapt, în care copiii se simt valoroși. Copiii încep să se cunoască foarte bine, să creeze relații. Învață jocuri de team building. Adică asta e unul din... E unul dintre cele mai importante, elementele cele mai importante, exact, la un moment. Acestea sunt achiziții pe viață. Clar. Adică în momentul în care de mic tu înveți să lucrezi în echipă, să coordonezi o echipă, vei ajunge ca adult să fii un om responsabil la locul de muncă. Un om responsabil, un om echilibrat, un om cu valorile morale, alea care și noi le-am primit la un moment dat, la vremea noastră. Și apropo de acest aspect, pentru că mai avem 3 minute până la final, credeți că societatea românească, noi în care trăim noi acum, în momentul ăsta, mai are acele valori morale despre care le știam noi de pe vremea când eram noi copii? Societatea al 2019. Are. Are. Eu sunt o optimistă. Știu, de asta știu. Are. Și am de-a face cu, v-am spus, peste 100 de copii și părinții acestora pe care îi văd zi de zi, alături de care cresc lună de lună și îi simt cum se transformă. Societatea noastră are valorile. Ele trebuie doar un pic activate și mediul în care lucrăm este extraordinar de valoros. Să nu fie unul toxic. Să nu fie un mediu toxic. Să nu fie un mediu care, eu știu, s-a născut pe furtișaguri și e clar că așa vor face copiii care lucrează în mediul ăla. Da. Mediul pe care noi îl dezvoltăm este un mediu cinstit, un mediu corect, un mediu în care fiecare copil are șansa lui de a se dezvolta. Și acum o altă întrebare. Știu că deja ați răspuns la ea într-un anume punct, dar vreau să vă întreb așa. Toți copiii pe care îi vedeți în fiecare zi la toate aceste programe sunt până la urmă generația pe care ne putem baza în viitor? Cu siguranță. Cu siguranță sunt copiii pe care noi îi creștem acum pentru viitorul nostru.
Da, abia aștept să mănânc pensia făcută exact, de acești copii. Oricum, nu mă grăbesc. Nu, nici nu. Dar este minunat. Este minunat să-i vezi, și să știi că te poți baza pe ei. Vreau să cunosc cât mai mulți copii. Vreau să mi se alăture cât mai mulți copii în tot acest demers pe care îl fac și să reușesc să le insuflu din ceea ce am trăit, din experiența pe care eu o am. Apropo de acest lucru și de dezvoltarea pe viitor a acestor două proiecte mult mai mari, aveți în plan cumva să mergeți acum, că tot vorbeam mai devreme la începutul emisiunii de faptul că noi suntem deja la nivel național, aveți vreun plan pentru viitor să vă dezvoltați și în alte zone decât în capitală? Casa experimentelor cu siguranță. Și gândim un program de francizare a casei experimentelor. Nu știu cât de curând vom putea lansa acest lucru, dar da, acest lucru se va întâmpla și asta pentru că, apropo de furtișaguri, exact. Se fură. Am da? Auzit. Se fură. Da. Destul de mulți vin în vizită, doar e ca să destul vadă de și... neplăcut, exact. Îi prindem că fotografiază instrucțiunile, fotografiază explicația fenomenului. Mm-hmm. Ori lucrurile astea sunt luate printr-un know-how de la partenerul nostru elvețian. Nu pot fi transferate așa. Altfel. Da. Deci trebuie neapărat să facem și să vom pune... Patentați într-un fel lucrurile vom astea. Pune, sigur, la punct sistemul de franciză pentru casa experimentelor. Școala copiilor, există multe școli de dans, de handbal în România, deci lucrurile se întâmplă și mă bucur să fie așa. Și eu mă bucur foarte tare că ne-am cunoscut, mă bucur foarte tare că ați fost aici în emisiune și ați povestit despre toate aceste lucruri. Până la urmă, asta înseamnă aporturi la educația copiilor noștri. Vă urez succes în continuare. Să veniți din Croația, de ce nu, cu locul întâi. Da, da, ne dorim. Măcar și la unul din dansuri. Măcar la unul. Și da. Promitem că nu scăpați așa ușor de noi. A, vă invităm la Casa Experimentelor neapărat. Trebuie să veniți să faceți o emisiune efectiv live acolo, pentru că chiar merită. Cu mare drag. Să-i vedeți pe copii cât de entuziasmați sunt și în sala de antrenamente. Vă mulțumesc frumos, doamna Gabriela Ionescu. Dragi telespectatori, iată, oameni pozitivi, oameni care fac lucruri frumoase pentru noi, pentru toți, nu numai pentru copiii noștri, dar în primul rând pentru generația de mâine, așa cum spunea și doamna Ionescu, generație pe care ne putem baza. Acestea fiind spuse, eu vă urez un final de săptămână pozitiv, plin de lucruri frumoase și luați-vă copiii de mână în weekendul ăsta și ieșiți în parc. Ieșiți afară și jucați-vă cu copiii voștri, atât cât mai sunt copii. O seară bună!